La o zi după ce postul nostru de televiziune a publicat în exclusivitate imagini video cu momentul în care Ana, tânăra dispărută din Orhei, este văzută pentru ultima dată cum urcă într-o mașină de ocazie, Poliția Republicii Moldova anunță că șoferul automobilului a fost reținut. Bărbatul are 45 de ani și nu colaborează cu ancheta. Postul nostru de televiziune a reușit să obțină în exclusivitate imaginile de pe camera de supraveghere din apropierea stației în care aștepta Ana. Automobilul, care a dus-o într-o direcție necunoscută la ora 20:57 de minute, este de model Ford Fusion argintiu. Cel în care fata trebuia să urce, de fapt, este un Renault Megane argintiu, care îi aparține amicului iubitului ei și care trebuia să o ia când se întorcea fata de la ora de meditații, pentru a ajunge în căminul unde era cazată. În înregistrarea obținută de Canal 5, se poate observa cum tânăra se apropie de stația de așteptare a transportului public, stă câteva minute acolo, iar în câteva clipe, în rând cu aceasta, oprește un automobil argintiu în care fata urcă. Am mers astăzi la colegiul pedagogic din Orhei, unde tânăra își face studiile pentru a discuta cu pedagogii, dar și colegii fetei, ca să întrebăm dacă a observat ceva neobișnuit în comportamentul ei sau dacă se plângea pe probleme. Conducerea colegiului pedagogic în care își face studiile tânăra a refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. În afara acesteia însă, șefele ne-au spus că Ana este o elevă exemplară, cu reușită și comportament ireproșabil, fapt confirmat și de un alt profesor al ei. Destul de liniștită, destul de calmă, cumpătată. Nu a lipsit de la ore. A fost prezentă la ore. Foarte bine s-a descurcat la stagiile de practică. Chiar și dacă este o fetiță din familie vulnerabilă, familie social vulnerabilă, ea a greutățile acestea nici nu le-a arătat. Ea era foarte modestă. Avea cei 7 ani de acasă. Recepționista de la intrarea în căminul studențesc a declarat pentru postul nostru de televiziune că în noaptea în care Ana a dispărut, iubitul ei, Ion, a venit în jurul orei 20 la cămin și a întrebat dacă nu a apărut Ana. El a stat aici mult cu doamna Olga și ieșe să duce și iară vine și vine și când aproape de ora 12 el a zis că eu mă duc la poliție să anunț că e noi. Și colegele Anei au doar cuvinte de laudă pentru ea. Au descris-o ca fiind o ființă timidă, dar cum se cade și săritoare la nevoie. Mai mult, fetele susțin că Ana se pregătea de nașterea copilului și căuta toate cele necesare pentru venirea pe lumea pruncului. Dorea copilul din burtă, spunea că pe internet căuta cărucior, hainuțe pentru el, să gătească geanta pentru maternitate. Poliția a emis un comunicat de presă în care anunță că aseară mașina în care a urcat fata a fost localizată, iar șoferul acesteia identificat și găsit, după ce a fost oprit și verificat fiecare automobil de aceeași marcă. Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar fata încă nu a fost găsită. Individul nu colaborează cu ancheta. La moment, polițiștii stabilesc mai multe circumstanțe și repere care ne-ar ajuta să localizăm tânăra. Spun polițiștii în comunicatul în care reiterează că fata este în continuare căutată în toate fâșiile forestiere, bazine acvatice, clădiri părăsite și locuri nepopulate, stațiile de vulcanizare, spălătorii auto, stâni și alte locații. Canal 5 a încercat să afle detalii despre operațiune, dar fără succes. În sediul poliției din Orhei nu am fost lăsați să intrăm. Paza ne-a spus că toți oamenii legii sunt implicați în căutări. Am încercat să căutăm locurile unde sunt desfășurate cercetările, dar Elena Băietrău, ofițerul de presă a inspectoratului din Orhei, nu a răspuns la telefon și nici la mesajele noastre. Nici responsabilii de la Inspectoratul Național de Investigații, nici cei de la IGP și nici cei de la Centrul Tehnico-Criminalistic nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi aceste informații.
Potrivit aceluiași comunicat de presă, oamenii legii au ridicat zeci de imagini video de pe diferite camere de supraveghere care au fost deja analizate. Dar încă nu a fost fixat momentul în care ne-ar fi clare circumstanțele, mai spun forțele de ordine. În căutări sunt implicați sute de polițiști din inspectorate teritoriale, de patrulare, ofițerii NIM, colegii din subdiviziunile specializate, laboratorul Centrului Tehnico-Criminalistic și expertize judiciare al IGP. Bărci, drone, voluntari care au implicat și ATV-urile, localnici, colegi, profesori și apropiați ai tinerei. Potrivit surselor Canal 5, poliția se află momentan la Telenești, Chițcanii Noi și caută tânăra dispărută. Amintim că Ana Maria are 19 ani și este însărcinată luna 6-a. Semnalmentele ei sunt înălțimea 1,65 m, păr castaniu, ochi albaștri. În momentul plecării, aceasta purta pantaloni negri, maiou alb și o bluză neagră. Persoanele care dețin orice fel de informații despre Ana sunt rugate să contacteze imediat Serviciul Unic de Urgență 112.